Teoria sufletelor de Michael Newton. Capitolul 8. Ghizii noștri. Nu am lucrat niciodată cu un subiect aflat în stare de transă care să nu fie avut un ghid personal. În timpul ședințelor de hipnoză, unii ghizi sunt mai vizibili decât alții. Obiceiul meu este să întreb subiecții dacă simt sau văd vreo prezență discarnată în încăpere. Dacă da, această a treia parte este de obicei un ghid protector. Adesea, un client va simți prezența unei ființe discarnate înainte de a vizualiza o figură sau de a auzi o voce. Oamenii care meditează mai mult sunt în mod firesc mai familiarizați cu aceste viziuni decât cineva care nu și-a invocat ghidul. Recunoașterea acestor profesori spirituali îi aduce pe oameni în compania unei puteri calde, iubitoare și creative. Prin intermediul ghizilor noștri devenim conștienți într-un mod mai profund de continuitatea vieții și de identitatea noastră ca suflete. Ghizii sunt ființe care ne influențează existența pentru că ei reprezintă o parte a împlinirii propriului nostru destin. Ghizii sunt entități complexe, mai ales atunci când este vorba de ghizi maestri. Nivelul de conștiință al sufletului determină într-o anumită măsură gradul de avansare al ghidului ce este desemnat acestuia. În fapt, gradul de maturitate al unui anume ghid ține și de următorul aspect, dacă acești profesori se ocupă de un singur suflet elev sau de mai mulți. Ghizii aflați la un nivel superior al abilităților lucrează de obicei cu un întreg grup de suflete, atât în lumea spiritelor cât și pe pământ. Acești ghizi sunt ajutați și de alte entități. Din câte am înțeles, fiecare grup de suflete are pe lângă el unul sau mai multe suflete ce se pregătesc să devină ghizi și care fac un fel de practică. Astfel, unii oameni pot avea mai mult de un singur ghid care să îi ajute. Numele pe care le dau clienții mei ghizilor lor variază de la cele mai obișnuite până la cele mai ciudate, fiind uneori cuvinte ce sună amuzant de demodat. În mod frecvent, aceste nume pot fi indicii ale unei anumite vieți trecute pe care profesorul a petrecut-o alături de elevul său. Unii clienți nu pot pronunța numele ghidului lor pentru că sunetul acestuia nu poate fi redat, chiar și atunci când clienții mei înțeleg perfect respectivele nume în timpul hipnozei. Acestor oameni le spun că este mai important să înțeleagă scopul pentru care le sunt desemnați anumiți ghizi decât să le cunoască și să le poată rosti numele. Un subiect poate foarte bine să folosească un termen general ca sfătuitor, instructor sau prietenul meu când se referă la ghidul său. Trebuie să fim atenți la cum interpretăm termenul prieten. În general, atunci când o persoană aflată în stare de transă vorbește despre un prieten spiritual, ea se referă mai degrabă la un suflet pereche sau la un suflet asociat decât un ghid. Entitățile care ne sunt prietene există la un nivel apropiat de acela la care ne aflăm noi. Acești prieteni sunt în măsură să ne ofere încurajare mentală din lumea spiritelor atunci când noi ne aflăm pe pământ. Și, de asemenea, ne pot însoți pe drumurile vieții pământești în calitate de companioni încarnați. Unul dintre cele mai importante aspecte ale muncii mele terapeutice cu clienții este acela de a-i ajuta să înțeleagă la nivel conștient rolul pe care îl joacă în viața lor ghizii. Aceste entități profesori ne edifică asupra tehnicilor lor dibace de instruire. Unele idei care considerăm că ne aparțin pot fi generate de un ghid. De asemenea, ghizii ne alină în perioadele de încarnare ale vieții, mai ales atunci când, copii fiind, avem nevoie de mângâiere. Îmi amintesc de o remarcă încântătoare făcută de o clientă după ce am întrebat-o când anume a început să-și vadă ghidul în această viață. Atunci când visam cu ochii deschiși, îmi amintesc că ghidul meu a fost alături de mine în prima mea zi de școală, când eram foarte speriată.
s-a așezat pe banca mea pentru a-mi ține companie și tot ea mi-a arătat drumul spre baie, eu fiind prea speriată pentru a-l întreba despre aceasta pe profesorul fizic. Conceptul ființelor spirituale personalizate provine din antichitate, încă de la cele mai timpurii origini ale noastre ca ființe umane înzestrate cu facultatea gândirii. Studiile antropologice asupra așezărilor popoarelor preistorice sugerează că simbolurile totemice aveau protecție individuală. Mai târziu, după vreo 5.000 de ani, când au început să se ridice orașele sat, zeitățile oficiale s-au identificat cu religiile de stat. Acești zei erau mai îndepărtați și generau chiar teamă. Astfel, zeitățile personale și cele protectoare ale familiei au devenit mult mai importante în viața de zi cu zi a oamenilor. Fiecare persoană și familie aveau un înger păzitor care putea fi invocat în vederea obținerii ajutorului divin în timpul unei crize. Această tradiție a fost preluată până în culturile de azi. Pot prezenta două exemple în acest sens, în două colțuri opuse ale Statelor Unite. Aumakua este un zeu personal al locuitorilor din Hawaii. Polinezienii cred că strămoșii cuiva pot iniția o relație personală divină, ca oameni, animale sau pești, cu membrii familiei aflați în viață. În viziuni și vise, Aumakua poate chiar ajuta sau mustra un anumit individ. În nord-estul Americii, populațiile Iroquois cred că puterea interioară spirituală a unui om este numită Orenda și că aceasta se află în legătură cu un spirit personal Orenda, mai înalt. Acest gardian este în măsură să reziste puterilor răului ce s-ar năpusti asupra unui individ. Conceptul referitor la acești păzitori ai sufletului ce funcționează ca ghizi face parte din sistemele de credință ale multor culturi tradiționale ale Americii. În sud-est, triburile Zuni au în mitologia lor anumite tradiții orale care fac referire la ființe divine înzestrate cu existențe personale. Acestea sunt numite creatorii și păzitorii drumurilor vieții și sunt considerate drept cele ce au grijă de suflete. Există și alte culturi în lume care cred că și altcineva în afară de Dumnezeu are grijă de oameni și intervine personal în favoarea acestora. Am convingerea că ființele umane au avut întotdeauna nevoie de figuri antropomorfice situate la un nivel inferior ființei supreme, Dumnezeu, pentru a ilustra forțele spirituale din jurul lor. Atunci când oamenii se roagă sau meditează, ei vor să ajungă la o entitate pe care o cunosc și care îi inspiră. E mai ușor să ceri ajutor de la o ființă ce poate fi identificată în mod clar de mintea umană. Există prea puține reprezentări ale lui Dumnezeu atotputernic, ceea ce, în cazul multor oameni, împiedică o legătură directă cu acesta. Dincolo de marea diversitate a preferințelor religioase, cât și a diferitelor grade de trăire a credinței, oamenii simt că, dacă există un Dumnezeu atotputernic, această divinitate este mult preocupată pentru a-și bate capul cu problemele lor personale. Adesea, oamenii se consideră prea puțin vrednici pentru o asociere directă cu Dumnezeu. În acest sens, toate religiile majore ale lumii au folosit profeții ce au trăit cândva pe pământ ca intermediarii noștri în relația cu Dumnezeu. Probabil și datorită faptului că unii dintre acești profeți s-au ridicat ei înșiși la un stadiu divin, ei nu mai sunt suficient de personali. Spun acest lucru fără intenția de a minimaliza influența spirituală vitală pe care toți marii profeți au avut-o asupra celor ce i-au urmat. Milioane de oameni au folosit învățăturile acestor suflete puternice ce s-au încarnat pe pământ ca profesori în trecutul nostru. Și mai mult, oamenii știu în cugetul lor, după cum au știut-o dintotdeauna, că cineva, o entitate personală proprie lor, e acolo, așteptându-ne să ajungem la ea. Teoria mea este aceea că ghizile apar oamenilor foarte religioși în forma unor personaje ale credinței lor.
A existat un caz prezentat în cadrul unei emisiuni transmise de o televiziune națională referitor la copilul unor creștini devotați ce fusese la un pas de moarte. Copilul a declarat că îl văzuse pe Iisus. Când a fost rugată să deseneze ceea ce a văzut, fetița a desenat un bărbat de culoare albastră, fără forme clar definite, înconjurat de un halo de lumină. Subiecții mei mi-au arătat cât de mult depind și se folosesc de ghizii lor spirituali în timpul vieții. Am ajuns la concluzia că soarta noastră constituie responsabilitatea directă a ghizilor și nu a lui Dumnezeu. Acești profesori înțelepți rămân alături de noi de-a lungul a mii de ani pentru a ne ajuta în cursul încercărilor noastre înainte, în timpul și după nenumăratele vieți. Am observat că, spre deosebire de oamenii aflați în stare de conștiință, subiecții aflați în transă nu dau vina pe Dumnezeu pentru nenorocirile lor din viață. Cel mai adesea, când suntem în stare de suflet, ghidul nostru personal este acela care este învinuit pentru orice insatisfacție. Sunt întrebat adesea dacă ghizii profesori se potrivesc cu noi sau ne sunt repartizați la întâmplare. Trebuie să recunosc că e greu de răspuns la această întrebare. Se pare totuși că ghizii ne sunt repartizați în lumea spiritelor în mod ordonat. Am ajuns la concluzia că metodele de predare ale fiecăruia, cât și tehnicile pe care ei le folosesc, vin în sprijinul și se integrează armonios cu identitatea eternă a sufletului nostru. De exemplu, am auzit despre ghizii mai tineri, ale căror vieți trecute au implicat depășirea anumitor trăsături negative de caracter, că au fost desemnați unor suflete ce aveau aceleași modele de comportament. Se pare că acești ghizi empatici sunt clasați după cât de bine reușesc să determine schimbări pozitive. Toți ghizii resimt sentimente de compasiune față de elevii lor, dar modalitățile în care se apropie de aceștia sunt diferite. Cred că unii dintre ghizii își ajută în mod conștient elevii pe pământ, în vreme ce alții își stabilesc standarde fără să încurajeze prea mult pe aceștia. Gradul de maturitate al sufletului constituie fără doar și poate un factor de care se ține seama. În mod cert, elevii mai avansați primesc mai puțin ajutor decât începătorii. Pe lângă nivelul de dezvoltare, consider că un alt factor referitor la felul și forma de ajutor pe care o primește un suflet din partea ghidului său în timpul vieții este intensitatea dorinței personale. În ceea ce privește repartizarea ghizilor în funcție de gen, cred că nu există niciun argument valabil în sprijinul ideii că bărbații ar avea ghizi de sex masculin, iar femeile de sex feminin. Una peste alta, oamenii acceptă genul ghidului lor ca pe ceva normal. S-ar putea argumenta că acest lucru se întâmplă mai degrabă pentru că ei s-au obișnuit cu ghizii lor ca fiind femei sau bărbați vreme de eoni ai unui timp relativ, decât conform supoziției că un sex este mai eficient decât celălalt pentru anumiți elevi și profesori. Unii dintre ghizi par a aparține în același timp ambelor sexe, fapt ce e de ajutor sufletelor androgine. Un client mi-a spus: ghidul meu este uneori Alexia sau Alex, luând forma ambelor sexe în funcție de nevoia mea de a primi un sfat de la un bărbat sau de la o femeie. Din cât am reușit să-mi dau seama, procedura de alegere a unui profesor este condusă atent în lumea spiritelor. Fiecare ființă umană are cel puțin un ghid senior sau un ghid aflat la un nivel avansat de dezvoltare care este desemnat încă de pe când sufletul său a fost creat. Mulți dintre noi moștenesc un ghid secundar mai târziu în viață, așa cum s-a întâmplat cu Carla în capitolul precedent. Pentru aceia care doresc un termen mai bun, i-am numit pe acești profesori ce încă se pregătesc ghid profesor juniori. Ghizii juniori aspiranți pot anticipa începutul perioadei lor de pregătire spre sfârșitul nivelului 3, pe măsură ce se îndreaptă spre nivelele intermediare de dezvoltare. De fapt, ne începem ucenicia în calitate de ghizi subordonați cu mult înainte de a atinge nivelul 4.
În stadiile inferioare de dezvoltare ne sprijinim unii pe alții în viață ca prieteni, iar în timpul dintre vieți ajutăm cu sfaturile noastre grupul nostru de colegi aflați la același nivel de dezvoltare. Îndatoririle ghizilor junior și senior se pare că reflectă voința ghizilor maestri, care formează un fel de corp conducător, asemănător cu un consiliu de administrație situat deasupra ghizilor mai tineri din lumea spiritelor. Vom avea ocazia de a vedea exemple despre cum anume funcționează procesul de dezvoltare al ghizilor în capitolele 10 și 11, care fac referire la cazul sufletelor mai avansate. Oare au toți ghizii aceleași abilități pedagogice și acest lucru influențează mărimea grupurilor ce le sunt desemnate în lumea spiritelor? Următorul pasaj face parte din cazul unui suflet experimentat care a dezbătut această întrebare cu mine. Cazul 17. M-ar interesa să-mi spui câte ceva despre îndatoririle profesorilor în lumea spiritelor, mai ales în ceea ce privește abilitățile pe care aceștia le au în a ajuta sufletele mai puțin dezvoltate. Atunci când sufletele progresează ca ghizi, le sunt date câteva suflete cu care să lucreze? Numai celor cu adevărat experimentați. Imaginez că grupurile mai mari de suflete au nevoie de un ghid mai avansat, chiar ajutat de un asistent. Ei se pot descurca. Mărimea grupului nu contează. De ce nu? Odată ce ai atins un anumit nivel de competență și de succes în calitate de profesor, numărul sufletelor care îți sunt prepartizate nu mai contează. Anumite secțiuni, grupuri, matcă, au mai multe suflete, în vreme ce altele nu. Așadar, dacă ești un senior înveșmântat în aura de culoare albastru deschis, mărimea clasei nu ți afectează cu nimic îndatoririle, având în vedere că te poți descurca cu un număr mare de suflete. Nu am spus chiar așa. Depinde destul de mult de tipurile de suflete într-o secțiune și de experiența liderilor. În cele mai mari, ei au un ajutor. Cine anume are un ajutor? Ghizii pe care îi numești seniori. Bine, și cine îi ajută? Supraveghetorii. Ei sunt adevărații profesioniști. Am auzit că mai sunt numiți și profesori maestri. E o descriere ce li se potrivește destul de bine. Ce culoare are energia pe care o proiectează către tine? E spre violet. După cum se vede în figura 3 a precedentului capitol, repostată acum în film, gama inferioară nivelului V radiază o energie de o nuanță apropiată de albastru cerului. Pe măsură ce maturitatea crește, această aură devine mai densă, întâi spre o nuanță de albastru închis, pentru ca în cele din urmă să ajungă la o nuanță de violet închis, reprezentând integritatea totală a nivelului 6, cel al maestrilor superiori. Din moment ce ghizii par a avea metode diferite de predare, ce anume au în comun? Ei nu ar fi profesori dacă nu ar avea plăcerea de a ne instrui și dorința de a ne ajuta să ne alăturăm lor. Explică-mi atunci de ce sunt anumite suflete selectate să fie ghizi. Ia exemplu unui ghid tipic și spune-mi ce calități posedă acest suflet avansat. Trebuie să fie plin de compasiune, fără a fi însă prea indulgenți cu tine. Ei nu sunt judecători. Nu trebuie să faci tocmai ca ei, nici nu te constrâng impunându-ți valorile lor.
înțeleg că acestea sunt lucrurile pe care nu le fac ghizii. Dacă ei nu dirijează sufletele, care sunt lucrurile importante pe care le fac din câte înțelegi tu? Formează moralul în secțiunile lor și însuflă încredere. Noi știm că ei înșiși au trecut prin multe. Suntem acceptați pentru ceea ce suntem ca indivizi, ce au dreptul de a face propriile greșeli. Trebuie să recunosc că am observat că sufletele sunt foarte apropiate și loiale față de ghizii lor. Tocmai de aceea, pentru că nu renunță niciodată la tine. Care crezi că e cea mai importantă calitate a unui ghid? Capacitatea de a te motiva și de a-ți insufla curaj. Cazul următor oferă un exemplu al acțiunilor unui ghid încă încarnat. Numele ghidului este Owa și reprezintă fidel calitățile unui profesor devotat în sensul celor spuse de subiectul cazului precedent. În mod clar, îndatoririle sale de ghid începător implicau să vegheze în mod direct la clienta cazului 18 și se pare că metodele sale nu s-au schimbat. Clienta mea a fost uluită atunci când a recunoscut ultima încarnare a ghidului său. Owa a apărut pentru prima dată în calitate de ghid în trecutul clientei mele în jurul anului 50 înainte de Hristos. A fost descris ca un bătrân ce trăia într-un sat din Iudea, devastat de soldații romani. Subiectul cazului 18 era pe atunci o tânără fată ce rămăsase orfană în urma unei razii făcute de romani împotriva dizidenților locali. În scena de descriere a acestei vieți trecute, clienta mea a spus că muncea într-o cârciumă ca sclavă. Fiind doar o servitoare, era bătută adesea de patronul localului și uneori chiar violată de soldații romani. A murit la vârsta de 26 de ani din cauza extenuării provocate de muncă, tratamentului rău la care fusese supusă și disperării. Această clientă a făcut următoarea afirmație, provenită din subconștientul ei, referitoare la un bătrân din satul său. Munceam zi și noapte și mă simțeam paralizată de durere și umilință. Acest om a fost singura persoană care s-a purtat bine cu mine, care m-a învățat să am încredere în mine, să cred în ceva mai înalt și mai bun decât răutatea oamenilor din jurul meu. Mai târziu, în starea supraconștientă, această clientă mi-a detaliat fragmente din alte vieți dificile în care Owa apărea ca prieten de încredere și, într-un caz, chiar în calitate de frate. Aflându-se în această stare supraconștientă, clienta mea a putut vedea că toți acești oameni erau, de fapt, aceeași entitate și a putut totodată să numească acel suflet ca fiind Owa, ghidul ei. Au existat mai multe vieți în care Owa nu a apărut și uneori contactul fizic cu el era doar unul lapidar atunci când venea să o ajute. Brusc am întrebat-o dacă Owa ar putea să fie prezent în viața ei actuală. După un moment de ezitare, subiectul meu a început să tremure incontrolabil. Ochii s-au umplut de lacrimi și a dat glas viziunii din mintea sa. Cazul 18. Doamne, am știut eu, bănuiam că e ceva în legătură cu el. În legătură cu ce? Cu fiul meu, Owa, e fiul meu, Brandon. Fiul tău e de fapt Owa? Da, da, am știut eu, am simțit-o încă din ziua în care l-am născut,
ceva minunat de familiar și de deosebit pentru mine, mult mai mult decât un bebeluș neajutorat. Oh! Ce anume ai știut în ziua în care s-a născut? Nu am știut propriu zis, mai degrabă am simțit ceva mult mai mult decât bucuria pe care o simte o mamă când naște pentru prima dată. Am știut că el va veni aici ca să mă ajute. Înțelegi? E fantastic, e adevărat, e el. Străduindu-mă să-mi calmez clienta pentru că spasmele și mișcările ei bruște amenințau să o trântească de pe canapeaua din cabinet. De ce crezi că oua e aici în persoana fiului tău, Brandon? Mai liniștit acum, dar plângând încă încet. Pentru a mă ajuta să trec peste această perioadă dificilă, cu acești oameni duri care nu mă acceptă. Cred că el a știut că mă așteaptă o perioadă grea și a decis să vină cu mine ca fiul meu. Nu am vorbit despre acest lucru înainte de a mă naște. Ce surpriză minunată mi-a făcut! În această perioadă, clienta mea se lupta să fie recunoscută pe plan profesional într-o afacere foarte competitivă. Avea de asemenea dificultăți în căsnicie, în parte datorate faptului că ea câștiga mai mult. Am aflat apoi că a divorțat. Ai simțit ceva neobișnuit în legătură cu fiul tău după ce l-ai luat acasă? Da, a început de fapt la spital și apoi acest sentiment nu m-a mai părăsit. Mă uitam în ochii lui și asta mă calma. Uneori veneam acasă atât de extenuată, de obosită, de dărâmată, încât atunci când Doica pleca eram irascibilă cu el. Dar el e atât de răbdător cu mine. Nici măcar nu trebuie să-l țin în brațe. Felul în care mă privește este atât de înțelept. Nu am înțeles pe de-a întregul ce anume înseamnă acest lucru până azi. Acum știu. O, ce binecuvântare! Nici măcar nu am fost prea sigură dacă ar fi trebuit să am un copil. Acum înțeleg totul. Ce anume înțelegi? În măsură ce încerc să avansez profesional, oamenii devin mai duri. Nu acceptă ceea ce știu și ceea ce pot face. Am probleme cu soțul meu. Mă acuză de faptul că forțez prea mult dorind să mă realizez. Oua, Brandon, este aici pentru a mă ajuta să rămân puternică și să pot depăși. Și crezi că e bine că am descoperit împreună că ghidul tău este alături de tine în această viață în persoana fiului tău, Brandon? Da, dacă Owen n-ar fi vrut ca eu să aflu că el a hotărât să intervină în viața mea, nu aș mai fi venit să te văd și să lucrez cu tine. Nu m-aș mai fi gândit la asta. Acest caz excepțional arată euforia emoțională pe care o simte un subiect atunci când ia contact cu ghidul său în timpul vieții. Observați că rolul pe care Oua a decis să-l joace în viața ei nu este acela pe care și-l asumă de obicei un suflet pereche. El nu a ales să fie partenerul ei de viață și nici în vreuna din viețile trecute nu a fost. În mod sigur, sufletele pereche pot alege și alte roluri pe lângă acela de partener de viață, dar un ghid încarnat nu va lua în mod normal un rol ce ar putea influența evoluția a două suflete pereche ce lucrează împreună în viețile lor. Sufletul pereche al clientei mele se întâmplă să fie o veche idilă din liceu. Bazându-mă pe toate informațiile pe care am putut să le adun, Oua pare să fi devenit ghid junior în ultimii 2000 de ani. E posibil ca el să treacă în nivelul albastru al ghizilor seniori înainte ca această clientă a mea să se ridice de la nivelul aurei albe la cel al aurei galbene. Oua va rămâne ghidul ei indiferent câte secole vor trebui să treacă pentru această tranziție și chiar dacă nu se va mai încarna niciodată în viețile ei.
întâmplă oare să ne depășim proprii ghizi din punct de vedere al dezvoltării? Probabil că da, dar trebuie să spun că nu am întâlnit nicio dovadă în acest sens în toate cazurile mele. Sufletele care se dezvoltă repede sunt talentate, dar numai puțin sunt și ghizii care îi le ajută. Nu e neobișnuit să întâlnim ghizi care lucrează în perechi cu oamenii de pe pământ, fiecare cu propriile metode de predare. În aceste cazuri, unul dintre ghizii cel mai dominant, ghidul senior mai experimentat, poate să se implice mai puțin în activitățile de zi cu zi. Motivele acestui aranjament spiritual în tandem sunt acelea că unul dintre ghizii care formează echipa este el însuși într-o perioadă de pregătire. De exemplu, un ghid junior care se pregătește sub supravegherea unui ghid senior, sau că respectiva asociere dintre cei doi ghizi durează atât de mult timp, după cum se întâmplă între ghidul senior și ghidul maestru, încât a devenit o relație permanentă. Ghidul senior și-a dobândit, probabil, propriul său grup mahtka de suflete, activitatea sa fiind însă monitorizată de un ghid maestru ce supraveghează un număr de grupuri de suflete. Ghizii care lucrează în echipă nu intervin unul în activitatea celuilalt nici în lumea spiritelor și nici în afara ei. Am un prieten apropiat al căror ghizi ilustrează modul în care doi profesori lucrează împreună, completându-se reciproc. Folosirea acestui caz individual este potrivită pentru că am observat felul în care cei doi ghizi ai acestei persoane interacționează în situații diferite de viață. Ghidul junior al prietenului meu se înfățișează în persoana unei doctorițe amabile de origine indiană, pe nume Kwan. Îmbrăcată simplu, într-o mantă din piele de căprioară, cu părul ei negru strâns spre spate, Kwan are fața scăldată într-o lumină strălucitoare în timpul aparițiilor sale. Atunci când este chemată, Kwan este un vehicul pentru aprofundarea și înțelegerea evenimentelor care îl tulbură pe prietenul meu și a indivizilor asociați cu acesta. Dorința lui Kwan de a ușura viața dificilă pe care a ales-o prietenul meu este temperată de un personaj masculin provocator pe nume Giles. În mod clar, un ghid senior apropiat chiar de gradul de maestru în lumea spiritelor. El nu apare atât de des ca și Kwan, dar când pătrunde în conștiința superioară a prietenului meu, o face într-un mod foarte abrupt. În cele ce urmează, redau o mostră a felului diferit în care acționează un ghid senior comparativ cu un ghid junior. Cazul 19. Când meditezi asupra unei probleme serioase, în ce fel vine Giles la tine? Într-un fel destul de diferit de cel al lui Kwan, te asigur. De obicei, îi place să se ascundă. La început, în spatele unei umbre de aburi albaștri, înainte de a-l vedea, îl aud clonhând. Vrei să spui că îți apare la început în formă unei energii albastre? Da, pentru a se ascunde puțin, îi place să fie secretos, dar nu durează mult. De ce? Nu știu, probabil pentru a se asigura că eu vreau într-adevăr să vorbesc cu el. Bine, și atunci când în cele din urmă se arată, cum ți se înfățișează? Ca un pitic irlandez. Ah, deci e un bărbat scund? Arată ca un elf, are fața acoperită cu păr încălcit, arată cel puțin ciudat și se mișcă într-un an în toate direcțiile. De ce? Giles e un personaj alunecos, mai e și nerăbdător. Se încruntă grozav în timp ce umblă înainte și înapoi în fața mea cu mâinile la spate. Și cum interpretezi tu comportamentul său?
Giles nu este așa impunător ca alții, dar este foarte inteligent, viclean. Poți fi mai exact în ceea ce privește modul în care acest comportament are legătură cu tine? Giles m-a făcut să-mi privesc viețile ca pe o partidă de șah, în timp ce pământul este tabla. Anumite mutări atrag după ele anumite consecințe și nu există soluții simple. Eu mă gândesc să acționez într-un anumit fel și apoi lucrurile încep să meargă rău în timpul jocului din viața mea. Uneori cred că el îmi întinde capcane pentru a mă obliga să le depășesc. Și această tehnică a ghidului tău mai avansat a dat roade? Ți-a fost de ajutor, Giles, în rezolvarea problemelor din acest joc al vieții? Mai mult după aceea, aici, în lumea spiritelor, dar mă pune serios la muncă pe pământ. N-ai putea să renunți la el și să lucrezi numai cu Quan? Nu merge așa aici. Și apoi, el e sclipitor. Așadar, noi nu ne alegem ghizii? Nici de cum. Ei ne aleg pe noi. Ai cumva vreo idee de ce ai doi ghizi ce abordează atât de diferit modul de a te ajuta? Nu, dar mă consider foarte norocos. Quan este tandră și constantă în ajutorul ei. Întrupările ca nativi americani ce au trăit cândva în America de Nord produc ghizi spirituali puternici pentru cei ce i-am urmat ca să trăim în această țară. Numărul mare de americani care au declarat că au astfel de ghizi îmi întărește convingerea că sufletele sunt atrase de anumite locuri geografice pe care le-au cunoscut în timpul încarnărilor anterioare. Ce anume îți place cel mai mult cu privire la metodele pedagogice a lui Giles? Oh, felul în care el, ei bine, glumește cu mine. Aproape că își bate joc de mine ca să reușesc mai bine în timpul jocului și să încetez să mai îmi plâng de milă. Atunci când lucrurile încep să meargă din ce în ce mai greu, el mă stimulează și mă face să merg înainte, insistând să-mi folosesc talentele. Nu există nimic tandru la Giles. Și tu simți aceste îndrumări pe pământ chiar și atunci când noi nu lucrăm împreună? Da, atunci când meditez și mă scufund în mine însumi sau în timpul vizelor. Și Giles vine atunci când tu ai nevoie de el? Nu, deși pare că am fost întotdeauna cu el. Quan vine la mine mai des. Nu pot avea parte de Giles oricând vreau, în afară de cazul când ceea ce se întâmplă este cu adevărat serios. Este derutant. Rezumă-te, rog, ce sentimente încerci față de Quan, respectiv Giles? O iubesc pe Quan ca pe o mamă, dar n-aș fi ajuns aici fără disciplina lui Giles. Amândoi sunt ingenioși pentru că îmi permit să învăț din propriile greșeli. Acești doi ghizi formează o echipă de instructori care cooperează între ei, ceea ce reprezintă procedura standard pentru acei oameni care au doi ghizi. În cazul de mai sus, lui Giles îi place să predea lecții karmice uzând de metoda socratică. El nu-i dă elevului său niciun indiciu și se asigură astfel că rezolvarea problemelor majore ale vieții nu va fi în niciun caz ușor pentru acesta. Quan, pe de altă parte, îi oferă acestuia alinare și încurajare. Când prietenul meu vine la mine pentru o ședință de hipnoză, sunt conștient că Quan rămâne în planul secund, în vreme ce Giles are prim planul și se dovedește foarte activ. Giles este un ghid căruia îi pasă de elevul său, așa cum sunt de altfel toți ghizii, dar fără niciun pic de indulgență. El permite adversitatea pentru a atinge limitele extreme ale capacității prietenului meu de a face față soluțiilor ce încep să se desfășoare pe neașteptate.
Dacă să fiu sincer, îl văd mai degrabă pe Giles ca pe un supraveghetor răutăcios. Această părere nu este împărtășită cu adevărat și de prietenul meu, care este recunoscător acestui profesor complex pentru provocările oferite. Cum poate fi descris, de fapt, ghidul spiritual obișnuit? Din experiența mea, pot spune că nu există doi ghizi identici. Aceste entități superioare dedicate îmi dau impresia că au schimbări de atitudine față de mine de la o ședință la alta și chiar în cadrul aceleiași ședințe cu un client. Ei pot fi cooperanți sau obstructivi, toleranți sau refractari, evazivi sau deschiși, sau doar indiferenți față de orice aș face cu subiectul. Am un mare respect pentru ghizii, pentru că aceste ființe puternice joacă un rol atât de important în destinul nostru că ar trebui să recunosc că pot să pună piedici dialogurilor mele cu subiecții. Îi găsesc enigmatici pentru că sunt imprevizibili în relațiile cu mine în calitate de facilitator. La începutul secolului 20, era un lucru obișnuit ca mediumii ce lucrează cu oamenii aflați sub hipnoză să numească orice entitate discarnată ce se afla în încăpere persoană de control, pentru că acestea acționau pentru subiect ca niște regizori ai comunicării din zona spirituală. Era recunoscut că un control spiritual, fie el un ghid sau nu, avea modele de energie ce se aflau pe aceeași frecvență emoțională, intelectuală și spirituală cu subiectul. Importanța unor modele energetice armonioase între facilitator și aceste entități era de asemenea cunoscută. Dacă un control blochează dialogul meu cu un client, caut motivul pentru care se întâmplă acest lucru. Cu unii dintre ghizii care practică un asemenea blocaj, trebuie să mă lupt pentru fiecare crâmpei de informație, în vreme ce alții îmi lasă un grad mai mare de libertate în timpul ședinței. Nu uit niciodată că ghizii au tot dreptul să-mi blocheze accesul spre problemele sufletelor de care se îngrijesc. La urma urmei, acești oameni pe care îi iau ei în grijă sunt subiecții mei numai pentru o scurtă perioadă de timp. Sincer, prefer să nu am deloc contact cu ghidul unui client decât să am de-a face cu unul care mă ajută într-un punct pentru ca apoi să blocheze ritmul memoriei în partea următoare a ședinței. Cred că motivul pentru care un ghid blochează unele informații merge mult mai departe de turnura psihologică imediată pe care o iau ședințele terapeutice. Caut în mod constant noi date despre lumea spiritelor. Un ghid care mă ajută să obțin informații despre viețile trecute ale unui subiect se poate opune la întrebările mele referitoare la viața de pe alte planete, structura lumii spiritelor sau a creației însăși. Iată de ce tot ceea ce pot face este să adun aceste secrete spirituale pe fragmente de la o plajă largă de clienți. Simt totodată că sunt ajutat în timpul comunicării cu subiecții și cu ghizii acestora de propriul meu ghid. Ocazional, un subiect își va exprima insatisfacția față de ghidul său personal. Aceasta este de obicei o stare temporară. În orice clipă, oamenii pot crede că ghizii lor sunt prea dificili și că nu lucrează în interesul lor sau pur și simplu că nu le dau destulă atenție. Un subiect mi-a spus odată că a încercat multă vreme să fie repartizat unui alt ghid. El mi-a precizat în acest sens: ghidul meu mă izolează, ea nu se implică suficient. Acest bărbat mi-a spus că dorința sa de a-și schimba ghidul nu a fost îndeplinită. Am observat că el a petrecut multă vreme singur, fără prea multe legături în timpul ultimelor sale două vieți, pentru că a refuzat să se confrunte cu problemele sale. El și-a îndreptat mânia spre ghidul său pentru că acesta nu l-a salvat de situațiile dificile.
Profesorii noștri nu se lasă afectați până la punctul de a fi copleșiți de noi și incapacitatea noastră, dar am observat că nu au un fel de a se face nevăzuți atunci când elevii nemulțumiți evită să-și rezolve cu adevărat problemele. Ghizii vor numai ce este mai bun pentru noi și uneori acest lucru înseamnă că trebuie să ne privească cum îndurăm multe suferințe pentru a atinge anumite obiective. Ghizii nu ne pot ajuta să progresăm până când nu suntem gata să facem schimbările necesare pentru a beneficia de toate șansele vieții. Avem oare motive să ne temem de ghizii noștri? În capitolul 5, la cazul 13, am văzut un suflet tânăr cum a început să tremure când, imediat după moarte, l-a întâlnit pe ghidul său, Clodius. În mod obișnuit, această neliniște nu durează. Putem să ne întristăm din cauza faptului că trebuie să le explicăm ghizilor de ce nu ne-am atins obiectivele, dar ei înțeleg acest lucru. Ei vor ca noi să ne interpretăm viețile trecute, astfel încât să avem șansa de a participa la analizarea propriilor noastre greșeli. Clienții mei încearcă toate sentimentele posibile față de ghizii lor, dar teama nu se află printre acestea. Ba chiar din contră, oamenii sunt mai înspăimântați de faptul că ar putea fi abandonați de sfătuitorii lor spirituali în timpul perioadelor dificile din viețile lor. Relația noastră cu ghizii este mai degrabă aceea dintre elevi și profesori decât cea dintre acuzați și judecători. Ghizii noștri ne ajută să facem față izolării pe care fiecare suflet o moștenește la nașterea fizică, indiferent de gradul de dragoste oferit familiei noastre. Ghizii ne dau o afirmare a sinelui într-o lume aglomerată. Oamenii vor să știe dacă ghizii lor vin întotdeauna când ei strigă după ajutor. Ghizii nu sunt consecvenți în menirea în care aleg să ne ajute, pentru că evaluează atât cât de mult avem nevoie de ei. Eu însumi sunt adesea întrebat dacă hipnoza este cel mai bun mijloc de a intra în contact cu ghidul personal. În mod firesc, înclin spre hipnoză pentru că știu cât de puternic și de eficient poate fi acest mijloc pentru a obține informații spirituale detaliate. Cu toate că hipnoza executată de un facilitator experimentat nu este indicată ca practică zilnică, rugăciunea, meditația și, probabil, comunicarea cu o altă persoană pot fi. Autohipnoza, ca forma a meditației adânci, constituie o alternativă excelentă și poate fi preferată de cei ce încearcă un sentiment de teamă față de a fi hipnotizat de altcineva sau nu doresc să implice și o a doua parte în viața lor spirituală. Indiferent de metoda utilizată, noi toți avem capacitatea de a trimite la mare distanță unde ale gândurilor din conștiința noastră superioară. Gândurile fiecărei persoane reprezintă o amprentă mentală pentru ghizi care le indică acestora cine anume și unde suntem noi. În timpul vieților noastre, mai ales în perioadele mai dificile, cei mai mulți oameni simt prezența cuiva care îi veghează. E posibil ca noi să nu putem descrie această putere, dar aceasta este totuși acolo. Ajunge la sufletul nostru înseamnă primul pas pe scara găsirii puterii noastre superioare. Toate liniile de comunicare mentală pe care le folosim pentru a ajunge la divinitate sunt monitorizate în acest punct de ghizii noștri. La rândul lor, aceștia au și ei propriilor ghizi, aflați pe aceeași treaptă, dar la un nivel superior. Întreaga scară servește ca un conductor continuu spre sursa oricărei energii inteligente, fiecare treaptă fiind o parte a întregului. Este esențial ca oamenii să aibă credința că rugăciunea lor de ajutor va răspunde propria lor putere mai înaltă. Din acest motiv, ghizii au o importanță atât de mare, atât în viețile noastre spirituale, cât și în cele temporale. Dacă suntem relaxați și în stare de concentrare, o voce interioară ne va vorbi. Și chiar dacă noi nu suntem aceia care avem inițiativa de a comunica, ar trebui să avem încredere în ceea ce vom auzi.
studii psihologice efectuate la nivel național indică faptul că o singură persoană din 10 recunoaște că aude voci, în general de natură pozitivă și instructivă. Este o alinare pentru mulți oameni să afle că vocile lor interioare nu sunt halucinații asociate unei boli mentale. Departe de a fi ceva de care să te îngrijorezi, a auzi o voce interioară e ca și cum ai avea la dispoziție un consilier personal. Cel mai adesea, aceste voci aparțin ghizilor noștri. Ghizii desemnați unor suflete diferite lucrează împreună, transmițându-și unul altuia mesaje mentale urgente. Oamenii care nu se pot ajuta singuri în situații critice pot descoperi că au un consilier, un prieten sau chiar un străin le vine în ajutor chiar la momentul potrivit. Puterea interioară care ni se alătură în viața noastră cotidiană nu ni se înfățișează ca o imagine vizuală, în sensul de a-i vedea propriu-zis pe ghizii noștri, ci mai degrabă vine din sentimentele și emoțiile ce ne conving că nu suntem singuri. Oamenii care își ascultă și își încurajează vocea interioară prin meditație și contemplare tăcută spun că simt o legătură personală cu o energie aflată dincolo de ei, care le oferă ajutor și încurajare. Dacă preferați să numiți acest sistem interior de ghidare, inspirație sau intuiție, puteți să o faceți, pentru că sistemul care ne oferă ajutor este un aspect al nostru personal în măsura în care este unul al unor puteri superioare. Suntem înclinați să cerem ajutor în sensul de a ni se rezolva imediat problemele. Atunci când se află în transă, clienții mei înțeleg că ghizii lor nu îi ajută să-și rezolve toate problemele dintr-o dată, ci mai curând le vin în ajutor oferindu-le indicii și luminându-le astfel căile vieții. Acesta este unul din motive pentru care sunt prudent față de situația în care clientul se blochează în timpul hipnozei. Introspecția este relevantă cel mai bine într-un ritm controlat și adecvat fiecărei persoane. Un profesor implicat poate să nu dorească să-i fie dezvăluite elevului său toate aspectele unei probleme la un moment dat. Abilitatea noastră de a trata revelațiile variază. Atunci când cerem ajutor de la puterea noastră spirituală superioară, cred că este cel mai bine să nu așteptăm schimbări imediate. Succesul nostru în viață este afirmat pe baza unei planificări, dar avem posibilitatea de a alege și alte drumuri pentru a ne atinge obiectivele. Atunci când căutăm îndrumare, aș sugera să cerem ajutor numai în ceea ce privește pasul imediat următor din drumul vieții noastre, și să fim pregătiți pentru unele posibilități neașteptate. Să avem credința și smerenia de a ne deschide față de o varietate de căi pentru a găsi soluții. După moarte, ca suflete, nu vom încerca tristețe în accepția emoțională obișnuită a termenului. Mai mult, după cum am văzut deja, sufletele nu sunt ființe izolate și lipsite de sentimente. Am aflat că acele puteri care veghează asupra noastră simt ceea ce eu numesc o tristețe spirituală atunci când ne văd făcând o alegere greșită sau suferind. În mod sigur, sufletele noastre perechi și colegii noștri suferă atunci când noi suntem chinuiți, dar și ghizii noștri încearcă aceleași sentimente. E posibil ca ghizii să nu-și arate tristețea în ședințele de orientare sau în timpul discuțiilor din grupul de suflete între vieți, dar ei simt acut responsabilitatea față de noi în calitatea lor de profesori ai noștri. Capitolul 11 vom avea ocazia de a cunoaște punctul de vedere al unui ghid aflat la nivelul 5. Nu am avut niciodată un subiect aflat la nivelul 6 sau la nivelul ghizilor maestri. Mă
mă tem că nu avem prea multe astfel de suflete avansate pe pământ în orice moment. Cele mai multe suflete aflate la nivelul 6 sunt preocupate cu planificarea și conducerea în lumea spiritelor pentru a se mai încarna. Din declarațiile sufletelor de nivel 5 cu care am avut ocazia să discut, reiese că sufletele aflate la nivelul 6 nu ar mai avea de învățat lecții noi, dar mă tem că un suflet de nivel 5 încă încarnat nu cunoaște chiar toate sarcinile ezoterice implicate de activitatea entităților aflate la nivelurile superioare. Uneori, în timpul unei ședințe cu un suflet avansat, aud relatări referitoare la sufletele avansate la un nivel superior nivelului 6. Aceste entități, în afara cărora răspund chiar și maestrii, au cea mai închisă nuanță violetă a energiei. Aceste ființe superioare sunt cu siguranță aproape de Creator. Mi s-a spus că aceste personaje din umbră sunt derutante, dar în același timp foarte venerate în lumea spiritelor. Clientul obișnuit nu știe dacă ghizii spirituale ar trebui așezați într-o categorie mai puțin divină sau considerați mai puțin divin în funcție de nivelul lor de dezvoltare. Nu e nimic rău în nicio concepție spirituală, atâta vreme cât aceasta oferă alinare, înălțare și înțeles fiecărei persoane. Deși unii dintre clienții mei sunt înclinați să-i considere pe ghizii asemănător lui Dumnezeu, ghizii nu sunt Dumnezeu. În opinia mea, ghizii nu sunt nici mai mult, nici mai puțin divini decât suntem noi înșine, pentru că din acest motiv îi și percepem ca pe niște ființe personale. În niciunul dintre cazurile mele nu este văzut Dumnezeu. Oamenii aflați sub hipnoză spun că ei simt prezența unei puteri superioare ce conduce lumea spiritelor, dar se feresc să folosească termenul Dumnezeu pentru a descrie Creatorul. Probabil că filosoful Spinoza a spus-o cel mai bine cu următoarele cuvinte. Dumnezeu nu este cineva care există, ci ceea ce există. Fiecare suflet are o putere spirituală superioară legată de existența sa. Toate sufletele sunt parte a aceleiași existențe divine provenite dintr-un suflet primordial. Această energie inteligentă este universală în scop și în acest fel noi toți împărtășim statutul divin. Dacă un suflet reflectă o mică parte din sufletul primordial pe care îl numim Dumnezeu, atunci ghizii noștri sunt cei ce ne oferă oglinda în care ne putem vedea pe noi înșine în relație cu Creatorul.